a ajuns la Chindia Târgoviște. Minge în careu pentru Gavra. Gavra se descurcă foarte bine, șutează spre poartă și este gol pentru Universitatea. Minutul 36. Hațegan este cel care reușește să egaleze. A fost șutul lui Martac. Popescu n-a reușit să rețină mingea, a respins-o în față. Hațegan s-a strecurat printre fundașii Chindiei și a trimis în poartă. Aici un mic conflict iscat între Dudea și un jucător al Universității, cred că este Giurgiu. Nu, a fost Alexandru Coman. Și cu Dudea, chemați la ordine cei doi acum de Sorin Antonie.